Moș Crăciun a poposit sâmbătă în cartierul Obor, cunoscut ca fiind unul dintre cartierele sărace ale municipiului. Acest lucru s-a întâmplat tot cu sprijinul liberalilor giurgiuveni, a căror intenție este să aducă zâmbete pe fețele tuturor copiilor, indiferent de zona în care locuiesc. La mulți ani, să dea Dumnezeu colindele să vă fie de folos, copilașii să fie sănătoși, să ne trăiască, să-l așteptăm pe moșul, să vedem dacă vine moșul, dacă a fost cu minți. Dacă n-a spus cu mine, nu vine moș. Bravo! Și vreau să vă spun să nu mai fiți supărați, băi, fraților. Nu vă mai supărați că vin sărbătorile. După ce că suntem triști, asta ne mai trebuie. Trebuie să primim sărbătorile cu pace și cu bucurie. Sigur că ne face plăcere să fim în fața dumneavoastră, pentru că întotdeauna unde sunt copii, suntem și noi optimiști, cu un dram de entuziasm, cu speranță pentru un viitor mai bun și pentru copii și pentru noi. Sărbători cu pace, fericire și aveți încredere în oameni care sunt bine intenționați. Nu sunt mulți, dar am convingerea că identificați și o să le ascultați și recomandările și sfaturile în anul care vine. La mulți ani tuturor! Fiind în pragul sărbătorilor de iarnă, să vă transmit sănătate, fericire, prosperitate, Dumnezeu să vă călăuzească, la mulți ani, să aveți încredere în domnul Nicolae Florian, pentru că dânsul este un om cu suflet mare. Vă mulțumim! La toți cei de aici, pentru amabilitatea pe care ați avut-o de a veni și nu vă doresc decât atât, sărbători fericite și un an nou fericit. Copiii au colindat, au spus poezii și l-au convins pe moșul că merită să primească daruri. Mai tare, că moșul nu aude bine. Mă căciunice la tine de un an, deja ți-am învățat mai bine, sunt cuvinte și dose pe pălia cu acum te nu țupăm pe vesii, numai te deloc, se înțe mereu de mine. Bravo, îi dai un pupic lui moșu? Nu? Nu dai un pupic lui moșu? Moșu nu se pânguțe cadou, dacă nu-i dai, aici dai un pupic, că plânge moșu. Hai, dai un pupic. Bravo! Copiii s-au prezentat pe rând în fața moșului, care le-a înmânat câte o pungă cu dulciuri. Bucuria a fost cu atât mai mare cu cât unii dintre ei nu se așteaptă ca Moș Crăciun să mai treacă pe la ei și săptămâna viitoare.